Fiecare dintre noi ne gândim cum să fim fericiți. Cu toții la nivelul subconștientului ne străduim să obținem armonia lucrurilor. Dar nu toată lumea știe cum să-și organizeze în mod corespunzător viața pentru a realiza acest lucru. În acest video vei cunoaște 16 sfaturi înțelepte, care îți vor fi cu siguranță utile. Cunoscătorii acestor secrete se vor îndrepta pas cu pas spre viața mult dorită. Numărul 1. Antrenează-ți corpul și sufletul. Corpul nostru este vehiculul care ne duce spre visurile noastre. Trebuie să-l iubești și să-l tratezi cu multă grijă și afecțiune. În timpul activităților sportive, antrenăm nu doar musculatura, dar așa cum au demonstrat oamenii de știință, antrenamentele sportive îți ordonează gândurile și îți fac creierul mai activ. Ține minte, corpul tău este templul tău. Fiecare dintre noi poate avea nemulțumiri în ceea ce privește anumite părți ale corpului, dar e foarte important să nu uităm că singurul lucru care ne aparține doar nouă în această viață este corpul nostru. Așadar, tratează-l cu respect și mai multă grijă. Cere-ți sfatul celui care știe să obțină victorii asupra sa. Numărul 2. Vârsta este doar un număr. Când ai 20 de ani, crezi că la 50 va fi un coșmar, dar când ajungi la 50 de ani, te simți ca la 30. Vârsta noastră nu ar trebui să ne determine relația noastră cu viața. Nu lăsa un număr să-ți schimbe eu-ul tău adevărat. Este foarte important să te simți confortabil la orice vârstă. Privește-te în oglindă. Dacă ești minunat, atunci fă lucruri minunate. Iar dacă nu-ți place ceea ce vezi, atunci corectează defectul natural prin onestitate. Numărul 3. Vorbește mai puțin. Prea multă vorbărie încă nu a creat avantaje nimănui. Dimpotrivă, oamenii în eforturile lor de a părea sociabili și prietenoși, de regulă se pun în situații incomode și adesea după aceea trebuie să regrete ceea ce au spus. Ține minte că timpul și cuvintele nu se mai întorc. De aceea fă-ți un obicei bun de a vorbi doar atunci când ești întrebat despre ceva anume sau când o anumită situație reprezintă o urgență. În toate celelalte situații, este mai bine să rămâi tăcut. Tăcerea e de aur. O așchie, un dinte bolnav și un sfătuitor prost trebuie îndepărtați tot cu rădăcină. Aceasta este condiția liniștii tale. Numărul 4. Acceptă nedreptățile vieții. Cu toții ne naștem diferiți, în ceea ce privește culoarea părului, greutatea, înălțimea și așa mai departe. Dar acest lucru nu este important, deoarece fiecare dintre noi are șansa de a obține un anumit succes. Important este să înțelegi ceea ce faci și să cunoști cu exactitate scopul acțiunilor tale. Vei acumula o experiență de viață valoroasă atunci când planurile tale nu vor merge conform așteptărilor. Viața este o serie de urcușuri și coborâșuri. Pentru a ne atinge întregul potențial, avem nevoie de ambele situații. Important este să te ții tare și să te bucuri de această călătorie prin viață. Ești fericit? Nu te îngânfa. Ești nefericit? Nu te înjosi. Numărul 5. Încearcă să nu te împrumuți. Nu uita că întâi de toate trebuie să semeni și abia apoi să strângi recolta. La fel și atunci când îți dorești să-ți achiziționezi ceva. Mai întâi câștigă banii și apoi cheltuie. Deoarece un împrumut nu implică doar griji și obligații din partea ta. Adesea provoacă neplăceri și persoanei care îți împrumută acei bani. Datoriile nu merită asta. Faceți cheltuielile pe care vi le permiteți. Trăiește cu ceea ce ai și păstrează-ți surplusul de astăzi pentru ziua de mâine. Lasă-l mai bine dușmanilor decât să ajungi tu să-ți împlori prietenii. Numărul 6. Pentru tot trebuie să plătești. Mai scump decât orice te poate costa inacțiunea. Doar imaginează-ți cât timp ai pierdut din cauza indeciziei tale. Câte ocazii au fost ratate și dacă stai acum să te gândești, mai bine încercai odată și eșuai decât să-ți petreci mai târziu jumătate din viață în gânduri și regrete. Dar nu uita, nimic nu este pierdut, atât timp cât credința în capacitățile tale nu abdică. Capul sus și începe să acționezi acum. Nu fi prea aproape, nici prea departe de regi, foc, bătrâni și femei. Dacă vei fi prea aproape, te vor distruge. Dacă vei fi prea departe, vor fi inutili pentru tine. Numărul 7. Fă pași mici. Nu străiești viața într-o țară imaginară, îndepărtată, unde totul este minunat și perfect. O trăiești aici și acum. Fă cel puțin un pas mic în direcția dorită în fiecare zi. Aceasta este singura modalitate de a obține cel puțin un rezultat.
Dacă vei sta să gândești, să visezi, să-ți dorești, fără să acționezi, cel mai probabil nu vei obține nimic. După primul pas, nu mai există cale de întoarcere. Fie mergi până la capăt, fie nu mai începi. Numărul 8. Nu încerca să mulțumești pe toată lumea. Acest lucru este imposibil. Aplică acțiunilor tale o regulă de aur, și anume, alinierea la conștiința ta. Atât timp cât conștiința ți-e curată și împăcată, să știi că faci ceea ce trebuie. Nu te supăra și nu te răzbuna. Ura este un sentiment prea greu, care îți va întuneca gândurile. Dacă vrei să faci cu adevărat ceva important, trebuie să-ți folosești nu doar mintea, ci și inima. Nu-i neglija și nesocoti pe oamenii mici. Aceștia te pot ajuta să te ridici. Numărul 9. Învață să ierți. Fii capabil să ierți. În primul rând de acest lucru, ai nevoie tu și nu cel care te-a supărat. Iertând vei câștiga pacea și libertatea pe care o meriți. În recunoașterea propriei tale amăgiri, nu există nicio înfrângere, însă și recunoașterea este deja o victorie. O persoană fericită nu are resentimente în sufletul său. Gândurile negative ne distrug viața și sănătatea. A ierta nu înseamnă a uita, nu. Îți poți aminti de experiențele dureroase, doar că există riscul ca acele amintiri să ducă la apariția urii și tu nu-ți poți permite să mergi pe acest drum. Fii dur cu tine și blând cu ceilalți. Așa te vei proteja de dușmânia omului. Numărul 10. Nu te aștepta la recunoștință. Psihologia comportamentului uman vorbește despre tendința oamenilor de a uita de recunoștință. Prin urmare, atunci când faci o faptă bună, nu ar trebui să te aștepți la un răspuns de la o persoană anume. Ți-l va oferi viața. Învață să primești plăcere dând din energia, atenția și cunoașterea ta. Și recunoștința lasă-o pe locul 2. Nu aștepta acest lucru de la oameni și nici nu trebuie să-ți faci griji. Recunoștința este o datorie care trebuie plătită, dar la care nimeni nu are dreptul să se aștepte. Numărul 11. Simplifică-ți viața. O persoană fericită va încerca întotdeauna să netezească colțurile și să vadă doar partea bună și luminată a lucrurilor. Este important să înțelegem că problemele noastre sunt infime față de cele la scară globală. Există situații mult mai dificile și mai grave. Îți poți da seama de acest lucru prin comparație. Este important să-ți trăiești viața cu inima deschisă, să îi iubești și să te poți bucura de cei dragi ție. Trăiește mai simplu. Viața și așa este plină de greutăți, confuzie și evenimente care nu fac decât să o înrăutățească. O viață simplă îți va face loc pentru mai multă bucurie și pentru activitățile tale preferate. Una dintre legile vieții spune că de îndată ce o ușă se închide, se deschide alta. Problema omului este că privește doar ușa încuiată, fără să acorde atenție celei deschise. Numărul 12. Schimbă-ți percepția și viața ta se va schimba. Atunci când simți frică, furie, resentimente, e de ajuns să privești problema dintr-un unghi diferit. Orice situație întâlnită în viață trebuie analizată din față, din spate, stânga, dreapta, de sus, de jos, cel puțin din 6 unghiuri diferite. În acest fel, percepția ta asupra realității va fi mai aproape de adevăr și reacția ta mult mai corectă. Toată cunoașterea noastră își are originea în percepțiile noastre. Numărul 13. Natura vindecă. Așa cum a spus Hipocrate, medicul îngrijește o rană, natura o vindecă. Plimbările în aer liber, aerul curat și admirarea priveliștilor frumoase îți pot curăța capul într-un mod uimitor de gânduri inutile. Te pot readuce la viață și te pot înveseli. Nu pierde ocaziile de a-ți petrece timpul liber în natură și de a te bucura de frumusețile ei. Când te simți rău, ascultă natura. Tăcerea lumii liniștește mai bine decât milioane de cuvinte inutile. Numărul 14. Înconjoară-te de oameni potriviți. Înconjoară-te de oameni care te iubesc, care te susțin și dăruiește-le aceleași sentimente în schimb. Viața este prea scurtă pentru lucruri mai nesemnificative. Cât de des este posibil, vorbește-le și arată-le celor dragi cât de mult îi iubești. Acest lucru niciodată nu va fi prea mult. Prieteni buni, cărți bune și o conștiință adormită. Aceasta este viața ideală. Numărul 15. Scapă de frică. Frica este o iluzie. Majoritatea lucrurilor de care ne temem nu se vor întâmpla niciodată. Dar chiar dacă se întâmplă, deseori se dovedește că nu este totul chiar atât de rău. Pentru foarte mulți dintre noi, frica este cel mai rău lucru care se poate întâmpla.
realitatea nu este atât de înfricoșătoare. Depășirea propriei frici este cel mai util lucru pe care îl poți face pentru tine însuți. Astfel îți dovedești că poți face orice. Este un generator al încrederii în sine. Frica este primul inamic inevitabil pe care o persoană trebuie să-l învingă în calea sa către cunoaștere. Numărul 16. Prea multe lucruri acumulează praf. Timpul și banii pe care îi cheltui pentru lucruri te vor da peste cap într-o zi. Cu cât ai mai puține lucruri, cu atât ești mai liber. Cumpără cu înțelepciune, iar dacă într-o zi nu vei putea decide între a-ți cumpăra o canapea sau a merge într-o călătorie, alege întotdeauna cea de-a doua variantă. Bucuria și amintirile pozitive sunt mult mai importante decât lucrurile materiale. Călătoriile îți vor oferi experiență și îți vor extinde conștiința. Fă ceea ce vrei, fă ceea ce simți, fii activ și nu aștepta ca viața să-ți arunce un os. Pe curând!